Asta e, bă, libertate, motociclism. O, oh, Doamne, cum arată drumul ăsta. Trebuie să verificați ceva? Deci mă omoară, băi, mă termină vântul ăsta. Trebuie să merg cu motocicleta înclinată așa ca să nu mă duc o arătură. Tu mai poți, că eu nu mai pot. Bună dimineața, dragilor! Pentru cei care nu știu, eu sunt Praxis și în episodul de astăzi o să veniți cu mine în cea de-a doua zi a acestei aventuri ratate prin Serbia. Dacă nu știți ce s-a întâmplat în prima zi, probabil că aveți link în descriere în care puteți să vedeți clipul acela. Băi, multe lucruri s-au întâmplat de aseară până acum. Aș fi vrut să filmez camera, dar sincer aveam atâția nervi și așa dureri de cap, încât și așa de puține baterii la GoPro practic se terminaseră, încât n-am mai vrut să filmez nimic, n-am mai vrut să fac nimic. Hai să vă povestesc cum a fost. Cazarea asta practic avea și un camping și o așa zisă vilă. M-am dus, am vorbit cu tanti aia de la camping, care aparent era persoana potrivită, dar nu vorbea un strop de engleză. A sunat pe un nene care vorbea un pic de engleză și cred că am stat jumătate de oră cu el la telefon. Pentru că, uite ce frumos e râul ăsta. Nu știu ce râu e. O apă. Așa, aparent din cauza furtunii care fusese cu în ziua aia ieri, pe care am prins și eu o bucată din ea, nu mai era curent electric în tot satul. Deci zice, n-avem curent, duceți-vă în altă parte. Bă, zic, ești prost la cap. E seara dracului, sunt ud fleașcă pe motocicletă, unde căcat să mă duc în altă parte? Zic, aia e, curent, necurent, lasă-mă să dorm, dracule, acolo, că nu... Mă rog, a zis că dacă n-am pretenții de-astea de curent electric, e ok. Și a încercat să-mi dea indicații despre cum să ajung la această, așa zis, pensiune. Era fix acolo unde am fost. Oh, stop. Era fix unde am fost prima oară, unde erau animalele alea și restaurantul, undeva în spatele restaurantului. Bă, o cocioabă, că altfel n-am cum să-i zic, cu două camere. În camera de lângă erau niște ruși cazați. Da, foarte, foarte greu. Deci a durat să-mi explice chestia aia, v-am zis, jumătate de oră. Am ajuns într-un final în cameră. Bă, mirosea într-un hal. Deci nu știu a ce căcat mirosea. Nu era chiar căcat, dar mirosea îngrozitor camera aia. O umezeală așa stătută, nu știu ce dracu. Fusese inundată, nu înțeleg. Mirosea îngrozitor. Partea bună este că fix în momentul ăla a venit și curentul. Asta a fost un highlight al cazării, că am avut curent bonus. La baie nu era apă caldă, adică aș cere prea mult să-mi fac un duș, dar nu era nici săpun să te speli pe mâini. Era o sticlă de aia de săpun lichid, care n-avea lichid, era o sticlă goală de săpun lichid. Îngrozitor, băi, îngrozitor. Deci așa, cred că e cea mai proastă cazare pe care am avut-o ever. Nu este un... nu e ceva general pentru Serbia, pentru că am mai fost în Serbia și a fost super ok cazarea, dar asta de aici,
din Mitrovica, Sazvitica, nu știu cum dracu îi zice, a fost îngrozitoare. Am reușit să cerșesc la rușii aia din camera de lângă niște săpuni, de-am putut dracului măcar să mă spăl pe mâini. Echipamentul meu waterproof nu cred că e atât de waterproof pe cât credeam. Cel puțin cizmele de la Daineze, care teoretic sunt waterproof, nu sunt absolut deloc waterproof. Deci înotam așa în apă și aveam picioarele ca niște castraveți murați. Am încercat, era un fel de fion acolo, am încercat să le usuc, n-am reușit. Mi-am confecționat niște un strat aproximativ waterproof din niște pungi de Lidl pe care le aveam la mine și am băgat practic piciorul în pungă și apoi în cizmă ca să nu mă deranjeze foarte rău astăzi pe drum. În rest, nu știu, combinezonul ăla, sincer, a fost ok. L-am mai folosit și în trecut și știu că ține. Nu știu dacă ține foarte multe ore, dar cât m-a plouat pe mine ieri, o oră și ceva, a fost ok. Oh, Doamne! Am fost foarte, nu știu, foarte dezamăgit și foarte supărat aseară, pentru că eu excursia asta planificam să aibă vreo 9 zile și foarte multe țări și s-a schimbat prognoza practic cu o zi, două înainte să plec. Aveam deja cazările rezervate și am zis totuși, nu era foarte rea prognoza, erau șanse de ploaie, dar nu 100%, ca să zic așa. În schimb, aseară când m-am uitat, era foarte, foarte rău. Deci ar fi însemnat următoarele 3 zile să merg aproape non-stop toată ziua prin ploaie din aia thunderstorm. Ceea ce am stat, am calculat pe toate degetele pe care le-am la mâini și nu mi-a dat bine. Așa că I cut my losses, ca să zic așa cum vorbește englezul, și am zis, băi, asta este. Mă întorc acasă și practic mai avem și astăzi o zi de mers cu motocicleta, cu șanse de ploaie cei drept. Mi-am ales traseul în funcție de vreme de data asta, nu de atracțiile turistice. E mai mult sau mai puțin același traseu ca ieri, doar că băiatule, am evitat unele zone unde erau șanse 100% de furtună. Da, nu știu ce să zic. Eu am vrut să nu-mi fac speranțe de la început ca să nu fiu dezamăgit, dar uite că tot am fost. Pentru că ieri a început foarte bine ziua și am crezut că o să fie bine, dar mă rog. Suntem sănătoși, voinici, putem să mai mergem în excursie și altă dată când o să fie mai frumos. Probabil că e o idee bună să nu-ți faci toate rezervările din timp și să încerci să îți pui niște cazări favorite, ca să zic așa, și te hotărăști atunci cu o zi, două înainte și faci booking-urile și aia e. Sau mergi și găsești la fața locului, cum se mai practică, dar mie mi-a fost frică să fac asta, am zis că dacă nu găsesc cazare. Ia uite, Borat sau
cum se numește localitatea asta. Nu știu ultima literă care era, da? Să zicem că se numește Borat. Băi, dimineața aveam ceasul pus să sune la 5:30 telefonul, ca să pot să mă pregătesc și să plec pe la 6 și ceva. Dar m-am trezit pe la 5 cu o durere de cap. Deci nu pot să vă explic în ce hal mă durea capul. N-am mai avut de foarte mult timp o așa durere de cap. Probabil de la tot stresul și oftica de aseară. M-am dus și m-am uitat în punga cu medicamente pe care o am la mine și ăsta era, cred că, singurul lucru pe care nu l-am luat. Nurofen Express Forte, care mă ajută de obicei când mă doare în halul la capul. Dar aveam niște nurofen de la de răceală și gripă, am luat din ăla și văd că și-a făcut cât de cât efectul, nu mă mai doare în halul ăla. Dar mă rog, eu sunt 25-30% spre 40% așa optimist pentru ziua de astăzi, pentru că mi-am făcut un traseu prin care n-ar trebui să mă plouă chiar toată ziua și până la urmă totuși avem o zi la dispoziție în care să ne plimbăm cu motocicleta. Deci nu e chiar atât de rău. Așa că haideți să ne plimbăm cu motocicleta. O să vedem Serbia în continuare și astăzi și România, tot așa, jumate-jumate. Prin Serbia o bucată o să fie la fel ca ieri, cea pe lângă Dunăre, dar până acolo cred că o să variem puțin, pentru că am bifat o opțiune în navigație să nu se ducă pe drumurile cu plată, avoid toll road sau cum se numește, pentru că m-am gândit, ați văzut ce rahat am pățit ieri cu mănușile și cu bilețelele curului. Oh! M-am gândit că dacă și astăzi o să plouă și o să am husa asta peste tank bag și mănușile ude și așa mai departe, nu vreau să am de-a face cu bilețelele vieții. Și de-aia am bifat să evit drumurile alea cu taxă, ceea ce, nu știu, a adăugat un sfert de oră în plus la traseu, deci nu e mare pierdere. Hai să vedem ce o să fie. Vizionare plăcută. Deocamdată suntem în zona rurală, Serbia, și sincer seamănă foarte, foarte mult cu România. Adică dacă n-ar fi din loc în loc semnele astea cu cifre chirilice, nu ți-ai dat seama că ești în altă țară. Seamănă foarte mult și drumurile și cum sunt casele și mentalitatea, am impresia că e foarte asemănătoare. Mi s-a părut interesant că am văzut ieri de mai multe ori scris cu spray-ul pe ziduri și pe capetele de pod Kosovo is Serbia. Exact cum scrie la noi Basarabia e România, doar că la ei e un pic mai culturalizat, pentru că scria în engleză, scria Kosovo is Serbia. Da, nu pot să spun că știu foarte bine istoria zonei ăsteia de aici cu toate țările care sunt acum: Kosovo, Serbia, Muntenegru, Croația, Albania, Slovenia. Dar ceea ce mi se pare mie interesant este că eu am un coleg la muncă care este din Kosovo și el se consideră albanez. Nu se consideră sârb. Probabil că părerile sunt foarte împărțite și acolo, îți dai seama. Trecem iarăși prin Belgrad și mă gândeam să vă arăt că ieri nu știu sincer cât s-a văzut. Nu știu cât am, nu mai țin minte cât am filmat și mai și plouă deasupra.
Așa că uite, în continuare mi se pare foarte tare că au autostrada asta care taie orașul așa pe jumătate. Este, nu știu, mi se pare foarte bine gândit. Adică poți să traversezi foarte ușor și poți să intri în oraș în orice, în orice zonă. Adică pentru că tai orașul pe mijloc, sunt foarte multe ieșiri și poți să ajungi foarte ușor în centrul orașului, de exemplu. Ce clădire interesantă. E foarte tare cum e gândită treaba asta, pe bune. Ai treaba aici, pac, ai ieșit și ai ajuns. Ia imaginează ce înseamnă să vii din afara Bucureștiului și să ai treabă undeva în centru. Păi durează o oră să ajungi de la intrare în București până în centru. Și termometrul termometrul pe care l-am văzut ieri, putem să-l vedem mai bine încă o dată. Eu știu că și în București se merge cu 100 la oră, dar spre deosebire de București, având așa zis autostradă prin mijlocul orașului, nu ai niciun semafor. Deci pur și simplu traversezi orașul fără niciun semafor, ceea ce îți dă o fluiditate în trafic, nu se creează aglomerațiile alea nebune. Vezi, e semnul de autostradă, că intri pe autostradă. Da, e limitată la 80, lumea merge cu 100, se merge foarte bine. Gata, nu mai laud Belgradul, că l-am pupat în cur destul. Da, deja a început să plouă. Cred că o să fie o zi lungă și astăzi, dar asta este. Așa, peisajele sunt mișto și pe aici, pe ruta asta. Dar e mai greu să le vezi pe ploaie. Păi, status update. Încă plouă de rupe pământul, după cum se vede. E foarte multă apă și pe șosea și e un pic frică de acvaplanare. Încerc să evit bălțile mai mari. Picăturile astea se simt ca niște aci așa și prin geacă. Am ales astăzi geaca de la Icon pe care o am, care e waterproof. Sper să fie waterproof, până acum e ok, pentru că se potrivește cumva mai bine cu mănușile, nu știu, cu combinezonul ăla, mi-intra apă pe lângă mănușă. Cu geaca asta stau foarte bine mănușile. Și în jos niște pantaloni pe care am de la Decathlon, de la biciclete, tot așa waterproof. Să vedem cum merge combinația asta. Până acum e destul de bine. Cred că nu sunt ud, nu sunt foarte sigur. Da. Mergem deja de vreo 2 ore, 2 ore jumate pe rahatul ăsta de vreme. Și cred că o să fie așa toată ziua până când ajung acasă. Era un băiețică mai devreme, am oprit să fac plinul. Bă, s-a uitat cu atâta milă la mine. Nu știu ce zicea, că nu vorbea engleză absolut deloc, dar cred că zicea, bă, ai de curul tău cu libertatea ta cu motocicleta. Asta e, bă. Libertate, motociclism. Hai, ne vedem mai încolo. Stai, mă, acolo. Da, am mai trecut o oră. Suntem tot aici. Avem stop sau ceilalți? Tot aici, tot în ploaie. Da, dragilor, aventura continuă. Uite ce frumusețe. Am ajuns iar pe porțiunea asta pe lângă Dunăre. S-a oprit și ploaia acum 5 minute, ceea ce e foarte bine, dar nu știu cât o să țină minunea asta. Cât mai avem până acasă? 470 de kilometri doar. Doar. Deci peisajul pe aici este foarte, foarte fain.
Îmi pare bine că l-am făcut și la întoarcere și de data asta, pentru că arată foarte frumos. Sunt foarte, foarte încântat de chargerul ăsta, nu știu cum îi zice, wireless waterproof charger sau ceva de genul ăsta. Bă, e foarte bună combinația asta, pentru că altfel, dacă ar fi trebuit să bag telefonul la încărcat cu mufa, n-ar fi fost treabă. Telefonul îmi zice de ieri continuu că are apă în, că are apă în mufa de încărcare și să nu-l încarc, deci e o modalitate foarte bună pentru a pune telefonul pe motocicletă. Telefonul în sine e rezistent la apă, dar n-ai cum să-l încarci atunci când intră apă în lăcașul ăla. Eu v-am zis că nu ține mult minunea, dar a fost suficient cât să opresc puțin și să mă schimb, că deja mi se udase primul strat. Și acum eu zic că sunt ok în partea de sus. Mi-am pus un prim strat uscat, apoi o mesadă waterproof, apoi combinezonul de ploaie și peste combinezonul de ploaie geaca asta waterproof. Deci eu zic că în partea de sus ar trebui să fiu suficient de waterproof. În partea de sus, că în partea de jos înnot deja în cizme. Când calc așa se aude plesc, plesc. Aoleo, daineze. Trebuie să mă orientez spre alte cizme, nu știu. Sau să-mi cumpăr niște protecții din alea de cizme. Cred că niște protecții din alea ar fi ok. Dar uite ce tuneluri frumoase avem noi aici. Știi care e partea bună? În tunel nu plouă. În tunel nu plouă, în tunel nu ne plouă. Hai că s-a mai oprit un pic, nu mai bine să ne bucurăm de curbele astea, că sunt foarte, foarte faine. Da? Sunt în o calitate? Nu, arată 80. La astea în Serbia, în afara localității, limita e 80, nu e 90 ca la noi. Sper că se mai aude bine. Am observat aseară că din cauza că a intrat apă și în cască, bineînțeles, mi s-a dezlipit microfonul de unde era prins și acum târnă așa pe undeva. Aici cred că suntem în localitate. A târnă așa pe undeva și nu știu dacă se aude bine sau nu, dar sperăm că se aude. Și tu ce ai făcut practic weekendul ăsta? Păi, am spălat geaca moto. Bă, dar faine sunt, mă, curbele astea pe aici, mă, faine rău de tot. 50? Aoleu. Deci chiar vă recomand drumul ăsta, pe bune. E atât de frumos și atât de ondulat și virajat. Merită să veniți să vă plimbați pe aici. Bineînțeles, dacă se poate, să nu veniți pe ploaie. Nu știu dacă să mă uit la drum sau să mă uit încolo, deci e fascinant peisajul. O, Doamne, cum arată drumul ăsta! Doamne, cum arată drumul ăsta! Este incredibil! Wow! Wow. Aici la vista asta este musai să opriți, adică nu se poate. Și mie nu-mi place asta, îmi place următoarea, că se vede mai fain. Ah, pauză. Gata și cu Serbia. Ne pregătim să traversăm înapoi în România. Mamă, ce coadă la vamă. Da, presupun că nu trebuie să stăm cu toate tirurile. Hai să vedem.
urmează trecere de frontieră, mulțumesc Andreea, chiar nu mă prindeam ce urmează, Andreea, dacă nu-mi spuneai tu. Așa, hai să vă arăt care e secretul, poți să-ți bagi mânușile înapoi când ai mâinile ude. Am un underglove, sunt niște mânuși foarte subțirele, cred că de până Decathlon luate, și cu astea poți să bagi foarte ușor și să scoți mânușa fără, este imposibil, pur și simplu imposibil. Am găsit o modalitate să-mi usuc mânușile astea subțiri cu manșoadele încălzite la maxim, țin mâna pe ele și au început să se usuce un pic. Și degetele le-am ca niște castraveți murați, să-mi bag picioarele. Deci la mâini, la mâini și la picioare mai avem de lucrat. Ah, goodbye Serbia. Așa, și noi, bă, da, multe tiruri, bă, băiatule. Ah, hello România. Bă, eu zic că merită să treceți vama pe aici doar pentru prestanța vameșilor și vameșerițelor din Serbia. Vameșeriță? Vamăriță? Vamărița? Dar ce v-a făcut domnul Praxis, vameșerița? V-a vămuit? Nu m-a vămuit. Am observat și acolo unde am oprit să văd peisajul că erau numai români. Și aici în vamă la fel, e plină vama de români. Eu cred că toată lumea se duce acolo ca să vadă cum se vede România de afară și apoi se întorc. Deci pe bune, chiar mi s-a uscat mânușa aproape. E curios că sârbii nu prea trec în partea asta în România. Cred că pe ei nu interesează cum se vede țara lor de afară sau nu știu, îmi dau seama. Durează incredibil de mult aici la vamă. Cred că stau de jumătate de oră cel puțin partea asta cu România. Și din câte am observat, îi caută pe toți în portbagaj. Sunt curios ce o să zică la mine dacă mă pun să desfac toate bagajele, ar fi culmea. Trebuie să opresc acolo sau? Da, e obligatoriu, am înțeles. La fel. Opa, așa. Trebuie să verificați ceva? Nu am nimic de declarat. Ok. Am crezut că trebuie să desfac asta. La revedere. Din Serbia, da, din Serbia. Am vrut eu să mă duc mai departe, dar m-a prins ploaia și m-am întors înapoi. O zi bună, la revedere. Da. Ar fi fost curmea să mă apuc eu să desfac toate bagajele, toate hainele. Voiam să vă zic bun venit în România, dar majoritatea cred că deja sunteți aici, deci bine v-am găsit. Continuăm drumul. Nu știu exact dacă mă înșel, dar cred că e prima dată pe ziua de azi când văd asfalt uscat. O fi un semn bun. Nu e un semn bun. A început să plouă. Jesus! Băi, băieți, de aici încolo nu știu dacă are ce să se mai întâmple sau ce să mai vedem. Poate să mă plouă în continuare până acasă, dar asta deja ați mai văzut, nu e nicio noutate. Așa că vă urez o zi bună în continuare. Vă mulțumesc că vă uitați la canalul meu. Și ne vom vedea și data viitoare. Vă caut eu. Ciao. Așa, Pixi, hai, ia tata de aici. Ia, Pixi, că meriți. Ai de capul tău, Pixi. Ai de capul tău. Nu! Gata. Așa, fata.
Așa, fata, că ai fost cu minte, meriți. Până mai stă și nenea Praxis să le odihnească puțin, tu stai aici și te zvânți, gata. Mai avem puțin, mai avem vreo oră, oră jumate. Dar Jesus, e un vânt. De-abia pot să stau pe bandă. Deci e un vântul dracului. Jesus. Ia uite, mă, ce mașini au băieții ăștia. Fii atent. Frumos. Mai e una. Uite-o și pe a doua. Foarte faină. Deci mă omoară, băi, mă termină vântul ăsta. Trebuie să merg cu motocicleta înclinată așa ca să nu mă duc o arătură. Mă tot împinge, Jesus. E foarte obositor. Oh, pauză. Oh, Pixie. Tu mai poți, bă, Pixie? Tu mai poți, că eu nu mai pot.